Dedicul ne așteaptă cu știrile zilei. Bună dimineața! Neața, bunule, v-am pregătit și azi știri super interesante, așa că hai să vedem împreună care sunt acestea. Perfect! Neața, oameni buni, sper că vă protejați de căldura acasă și sunteți cu ochii pe noi, fiindcă v-am pregătit niște super știri. Azi povestim despre faptul că cei care se vaccinează vor primi zile libere plătite de la stat, dar și despre faptul că linia de metrou din București se prelungește. Apoi vă spun ce încasări a făcut filmul Fast and Furious în primul weekend de la lansare, după care vă duc pe tărâmul în care tronează cel mai mare ceas cu Cook. Pornim și la o plimbare pe Sena, fiindcă s-au redeschis croazierele în Paris. Apoi vă spun cu ce sumă s-a vândut un tablou pictat de David Bowie acum 14 ani. La final vedem cât de inteligenți pot deveni unii câini dacă le acordăm atenția cuvenită. Așadar, iată prima știre. Propunerea legislativă prin care persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază la cerere de câte o zi liberă plătită pentru fiecare doză de vaccin efectuată a fost adoptată ieri în plenul Camerei Deputaților. Ziua liberă nu va fi inclusă în durata concediului de odihnă, nici în cazul angajaților din sistemul public, nici la privat. În ceea ce privește elevii și studenții, aceștia vor fi scutiți de la cursurile școlare în zilele în care au fost vaccinați. Mergem mai departe și vă spun că metroul din București se va extinde dincolo de șoseaua de centură spre comuna Berceni. Astfel, magistrala M2 va fi prelungită spre județul Ilfov. De ce am început acest proiect? Pentru că infrastructura mare transformă zona în una atractivă pentru investitori, iar acest lucru înseamnă dezvoltare economică și o viață mai bună pentru oameni, a declarat Daniel Băluță, primarul sectorului 4 din București. Ei, dragilor, nu de mult vă anunțam despre lansarea celui de-al nouălea film din seria Fast and Furious, extrem de așteptat de oamenii din întreaga lume. După ce Vin Diesel a anunțat că au mai fost filmate și părțile 10 și 11, după care seria se va încheia, am prezis faptul că aceste ultime trei părți vor avea încasări uriașe în box office. Ceea ce s-a și întâmplat. În primul weekend de la lansare, al nouălea film a încasat peste 70 de milioane de dolari în America de Nord, ceea ce este o performanță având în vedere restricții COVID-19 încă în vigoare în Statele Unite și posibilitatea limitată totuși a oamenilor de a merge la cinema. Cu siguranță, la final de vară, va fi tot în topul încasărilor. Iar acum să mergem mai departe într-un loc de poveste. Știați că există un sătuc în sud-vestul Germaniei care este asemănat cu un tărâm magic? Este vorba despre Triberg, care a devenit foarte cunoscut datorită peisajelor de vis, dar mai ales datorită faptului că și găzduiește cel mai mare ceas cu cuc din lume. Odată ce ajungeți în Triberg, veți fi furați instant de peisajele magnifice, de cascadele parcă desprinse din povești și de restaurantele, magazinele și atelierele dedicate ceasurilor cu cuc. Triberg are reputația ca fiind satul ceasurilor cu cuc și găzduiește unul dintre cele mai mari astfel de obiecte din lume. Haus der Tausend Uhren este considerat o operă de artă pentru că în interiorul lui se regăsesc alte 1000 de ceasuri. La polul opus, tot în Triberg, pot fi găsite și cele mai mici ceasuri cu cuc din lume, care aparțin familiei Hubert Herr, aflat acum la 5-a generație. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca un sătuc să fie asociat cu un tărâm magic datorită unui cuc, dar știți cum e, nimic nu se compară cu imaginația oamenilor. Iar acum vă pun pe voi să vă imaginați o croazieră pe Sena, râul care traversează Parisul și pe care puteți să vă rezervați o plimbare romantică alături de persoanele dragi. Asta pentru că vreau să vă spun că s-au redeschis croazierele pe Sena, iar turiștii se pot bucura din nou de priveliști de vis, navigând pe celebrul râu. Chiar dacă funcționează la 50% din capacitatea maximă, companiile sunt bucuroase de faptul că oamenii sunt foarte dornici să experimenteze o asemenea plimbare. În primul weekend, peste 5.000 de turiști și-au luat bilete cu prețuri cuprinse între 15 și 200 de euro în funcție de traseu și de oră. Copiii sub 12 ani au gratuitate la croaziere. Așadar, dacă plănuiți o excursie la Paris, recomand o astfel de experiență, în mod special seara.
Tot o experiență se poate numi și faptul că să ajungi să cumperi un tablou cu 5 dolari, după care să obții 88.000 de dolari pe el la o licitație. Dar nu vorbim despre orice tablou, ci unul făcut de celebrul David Bowie în 1997, care, iată, cum 14 ani mai târziu s-a dovedit a fi foarte valoros. Persoana care a devenit proprietar cu doar 5 dolari l-a achiziționat de la un centru de donații din Toronto, apoi a realizat că e foarte posibil să fie un tablou original, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat. Însă prețul obținut le-a depășit așteptările chiar și specialiștilor, care îl estimaseră la puțin peste 9.500 de dolari. Ei bine, surpriză! Ce ne învață acest lucru? E bine să păstrăm desenele copiilor noștri, fiindcă nu știm niciodată cât de celebri vor ajunge și cât de mult vor valora operele lor de artă. La final, ne lăsăm încă o dată uimiți de un câine care știe să identifice fiecare jucărie după numele acesteia. A fost dresat de stăpână în acest sens și, sincer, face o treabă excelentă. We're going to do your toys, aren't we? Where's your dinosaur? Dinosaur. Good boy. Well done, fetch it. Where is your shark? Good boy, well done. Well done, fetch it. Good boy. Where is your caterpillar? Good boy, well done. Well done, fetch it. Fetch it, ta. Okay, where is your pig? Good boy. Well done, fetch it. Fetch it, well done. Good boy. Good boy. Where is Bear's camel? Here. Where's camel? Good boy. Well done. Fetch it. Thank you. Vă spun eu, treabă ușoară ceea ce a realizat doamna cu patrupedul său. Eu am doi copii și nu e deloc floare la ureche să învăț să asocieze nume cu obiecte, așadar, felicitări! Ei bine, am ajuns la mijlocul săptămânii și ne grăbim cu pași repezi spre weekend, dar nu înainte să mai aflăm încă două zile ce lucruri interesante se mai întâmplă prin lume.